Seara. Îi mulțumesc și eu ca toată lumea de aici și ca cei care, prozatorii care sunt doar în antologie, dar cu siguranță au cam aceleași mulțumiri adresate Andrei că ne-a pus la treabă. Cunoșteam pe Andreea doar în calitate de critic și istoric literar. S-a întâmplat să, într-o anumă conjunctură, s-a întâmplat să o cunosc și în carne și oase și mi-a făcut o impresie extraordinară atunci, adică probabil că am râs pe 4-5 ore continuu. Astfel încât atunci când am auzit că editura Humanitas a ales-o pe Andreea să coordoneze această colecție de scriitor român contemporan, n-am avut nici cea mai mică ezitare de a trimite un fragment din cartea la care lucrez și țin să subliniez că mă bucur că un om cu atât de mult umor și atât de avizat coordonează o colecție destinată cititorilor de astăzi, care are în vedere pe prozatorii care scriu astăzi. Așa că eu nu pot decât să mă bucur că sunt pe mâinile și în mâinile Andreei Răsuceanu și urez mult succes antologiei și colecției de scriitori români de la Humanitas.